Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi avem un vlog mai special, o colaborare cu un om care mie mi se foarte drag. Se numește Andreea Rușcanu și probabil că majoritatea din voi o cunoașteți. Ea a fost prima persoană de pe YouTube care m-a recomandat fără nicio ezitare și mulțumesc din suflet. Este un om extraordinar, are o familie superbă, un copil foarte frumos. Este o fată harnică și face niște vloguri foarte frumoase, așa că v-aș fi recunoscătoare dacă ați intrat și la ea pe canal, să o urmăriți și să vă abonați. Pentru astăzi noi ne-am gândit să facem curățenie în living și să vă arătăm ce mâncăm noi într-o zi, așa că rămâneți cu noi până la final să vedeți cum va decurge ziua noastră. Eu mi-am băut cafeaua deja, la noi este o vreme extraordinar de faină, se simte așa mirosul de primăvară, abia aștept să ies afară la grădinărit, ador florile, ador să plantez, să fac curățenie prin curte, așa că mă bucur tare mult că vine primăvara. Mă duc să pregătesc micul dejun și mă apuc de treabă pentru că am o grămadă de treabă. Rămâneți cu noi până la final să vedeți rezultatul acestei zile. Vă pupăcesc tare tare și vizionare plăcută! Am pregătit micul dejun, am făcut o omletă în lipie cu șuncă cașcaval și puțină ceapă verde. Mi-am pus două felii de bacon, o feliuță de zacuscă de la Lidl picantă pe care eu o ador, castraveți roșii, iar pentru Ștefi am făcut la fel, ea mănâncă cam tot ce mâncăm noi. Mi-am mai făcut o cafea în cana lui Iubi pe care o ador și ne punem și noi să mâncăm. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty, man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty, man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun mean? There's no tomorrow. Oh, you know. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know.
glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. In crowded places, feel it sinking in. Lonely faces say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more in the you've been lost and alone in the city of lights. I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that. Gata și curățenia noastră, sunt foarte mulțumită de ce am făcut eu astăzi. Ieșim și noi puțin afară să luăm puțin aer, pentru că e o vreme foarte frumoasă. Ștefi s-a pus să se odihnească, că m-a ajutat și ea la treabă, da, ai fost harnic. Așa că pregătesc ceva rapid să mâncăm și ieșim și noi afară. Vreau să fac niște paste și am să folosesc puțin unt de la Napolat, spaghete de la Barilla, șuncă, am nevoie de 3 cepe, ciuperci. Am să folosesc sosul acesta pe care eu îl ador. Este cu sos de roșii și busuioc. Face Nani? Ai grijă, da?
Haide. Haide că vine și Octi. Da. Da. Ai grijă. Și tu ai grijă. Haide, iubita, haide. Haide să-l plimbăm pe bebe să facă nani. Da. Bebe, da. Am pregătit aici niște cartofi. Am pus și puțin morcov pentru că le dă așa un gust mai bun. Și am folosit de la Knorr acest condiment cu usturoi și rozmarin pentru cartofi. Și am pus eu extra puțin rozmarin pentru că nu avea suficient. Și am pus puțin ulei, am să le pun și puțin apă. Și am să-i bag la cuptor împreună cu pulpele. Eu am fiert puțin pulpele înainte să le bag în pungă. Le-am pus tot condiment din ăsta de la Knorr cu usturoi pentru pui. Și am pus în punga lor magică. Și am să le bag la cuptor pentru 45 de minute. După care am să scot punga și am să le mai las cât cred eu că mai e nevoie până se rumenesc puțin. N-am mai făcut niciodată în punga magică, nu știu cum o să-mi iasă, dar vedem, sper că e ok cum am pus în vasul ăsta de ienă. Am zis să nu pun într-o tavă mare, să le pun așa. Acum vedem noi la final ce ne iese și dacă am făcut ceva bine.